Preasfinția voastră, Preasfințite Părinte Episcop Ieronim Sinaitul, Vicar Patriarhal, Preacucernice Părinte Vicar, Preacucernici Părinți, stimat și onorat auditori. Asociația Coral Bărbătească Ortodoxă Te Deum Laudamus aduce mulțumiri întâi stătătorului bisericii noastre, Preafericirii sale, Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru înalta binecuvântare de a concerta în această catedrală, precum și Preacucernicului Părinte Paroh al Bisericii Sfântul Spiridon și Vicar Patriarhal Ionuț Corduneanu, pentru invitația și posibilitatea oferită de a găzdui corala Te Deum Laudamus, dirijată de preot lector universitar dr. Zaharia Matei, ce va susține un concert tradițional de colinde românești și din repertoriul universal, considerând că aceste adevărate cântări de suflet să vă bucure inimile și să vă înalțe gândurile spre minunata taină a nașterii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. În această seară, corala bărbătească ortodoxă Te Deum Laudamus dorește să ofere iubitorilor muzicii corală religioase și în special celor ce îndrăgesc melosul corului bărbătesc un concert care să ne apropie de Dumnezeu în rugăciune și când, prin smerenie, realizând astfel comunicarea, dar și comuniunea sensibilă și sinceră dintre oameni. Ilustrând aceste deziderate ale membrilor coralei noastre și ale dirijorului ei, vă propunem spre audiție pentru început colindul Bună dimineața la Moș Ajun, lucrare a neîntrecutului maestru al sonorităților corului bărbătesc, Gheorghe Danca. Datorită faptului că desfășurarea concertului nostru se prezintă în acest sfânt lăcaș, dar și pentru mai bună audiție, respectuos atragem atenția și rugăm posesorii aparatelor de telefonie mobilă să oprească legătura cu centrele telefonice. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim audiție plăcută. Let us
armoniile celeste și lejeritatea ambitusului colindătorilor din cele mai vechi timpuri până astăzi, au adus o notă de melancolie firească pentru toți ascultătorii, indiferent de vârstă, căci, prin text și melodicitate, au lăsat ca imaginația să zburde spre cele mai frumoase și sensibile amintiri. Din aceste considerente specifice etosului popular românesc, am ales din creația compozitorului Vasile Popovici un triptic de colinde alcătuit din lucrările Închinarea Magilor, Maica Sfântă și La Poartă la Țarigrad, piese în care sonoritatea corului bărbătesc alternează între exuberanță și duioșie. Apoi, din lucrările compozitorului Gabriel Popescu, vă vom prezenta colindul Leului Leu. Partea solistică va fi susținută de tânărul student Alexandru Matei. Aceste minunate colinde vor da strălucire și consistență muzicală mesajului divin, sub îndrumarea artistică a tânărului dirijor Grigorie Miron.
Să ne poate ca în locul spune toate lemnile.
Melodicitatea și exuberanța, simplitatea și cantoarea redării în discursul muzical, dar și delicatețea expresiei textului, contribuie din plin la farmecul inconfundabil caracteristic colindelor religioase românești. Purtați de dramatismul versurilor nemuritorului poet Octavian Goga, colindul Moș Crăciun al compozitorului Ioan Borbovan, ne aduce din depărtare freamătul istoric al poporului român, ecoul sfânt al credinței în Fiul lui Dumnezeu celui trupat, dar și nădejdea într-o pace lăuntrică. Toate săptămânile ne-am ostenit mâinile și-am adunat grânele. Pe toate cărările ardem lumânările și scântăm cântările Moș Crăciun. Vă prezentăm apoi colindul Domnul Iisus Hristos de Franz Kubik, în armonizarea pentru cor bărbătesc a marului compozitor Gheorghe Dan. Susținerea solistică va fi reliefată de preotul Narcis Strict. Aceste bijuterii ale muzicii corale vor aduce parfumul tainic al minunatelor serii în care colindătorii vestesc nașterea Fiului lui Dumnezeu sub îndrumarea dirijorală a tânărului student doctorant Cristian Mihail Paraschiv. Moș Crăciun.
Cercetând colindantul tradițional românesc, vom găsi o revărsare de binecuvântare asupra întregii creații, exprimând astfel în cânt curat și vibrant, bucuria auzită de clinchetul glasurilor de copii ce anunță cu multă emoție, coborând a coborând Dumnezeu pe acest pământ. Să vadă dacă mai sunt oameni buni pe acest pământ, în mijlocul satului, la casa bogată. Astfel, colinda ne arată în mod personificator pe Dumnezeu ca fiind călător, pelerin, iar El, cu obstinație, ne caută și ne cere să-L primim. Prin acest simbol al chemării la bucuria firească a colindatului, prin participare afectivă și efectivă, primind, duhovnicește, glasul îngerilor din noaptea când sunetul clopotelor trezesc la rugăciune, învăluind miserios întreaga fire înconjurătoare. Înveșmântați în căldura mistică a psalmodierii, simțim timpul liturgic al minunatei vestiri care ne anunță tainic, coboară peste lume, pacea sfântă. Pământ și cer trăiesc într-un cuvânt, Iisus din cerul ne binecuvântă și așterne noaptea sfântă pe pământ. Concretizând în cânt aceste trăiri ale plenitudinii vieții noastre creștine, vă propuneți la audiție colindele Coborând a coborând de Eugen Dan Drăgoi și Vecer de preot Ioan Popescu Rum. Partea solistică a acestui colind fiind susținută de tânărul student Alexandru Matei. Aceste imagini pline de candoare și farmec ale colindatului și colindului tradițional vor prinde viață sub măiastra îndrumare a protodiaconului Silviu Gabriel Enac. Oh,
A concertului nostru, vă prezentăm în continuare o lucrare de suflet a coralei noastre intitulată Seara-i Bună lui Crăciun. Melodie compusă de Nicolae Ursu și armonizată de un cor bărbătesc de părintele profesor dr. Nicu Moldoveanu, care ne onorează și în această seară cu prezența preacuceniciei sale. Colindul aduce în fața dumneavoastră mirifica atmosferă de bucurie a colindătorilor dincolo de Carpați, din Transilvania plină de frânt și de tradiții milenare. Apoi vă invităm să audiați colindul Florile Albe de Șerban Mar. Oh.
principal amino dare. Adam a fost un om, de te coțenat în sus, la moarte și la dus, și l-a dus la gamă în sus, să ne roame În partea mediană a concertului nostru, vă propunem spre audiție de pe diferite meridiane ale globului, dar și din variate perioade ale muzicii, 6 colinde reprezentative pentru mesajul universal al chemării spre meditație și apropiere de taina întrupării divine. Din lirica tradițională a colindului francez, vă prezentăm îndrăgitul colind Mon Beau Savant, în aranjamentul compozitorului Franz Schubert. Apoi, Nocea Anunțiată, Noapte Sfântă, de Ariel Ramirez, în aranjamentul pentru cor bărbătesc al maestrului Dan Mihai Voia, dirijor al corului academic al Radiodifuziunii Române, dar și al coralei noastre. Colindul acesta este o ferică muzică adusă în fața dumneavoastră din zona spaniolă a Americii de Sud, ce dezvăluie în dialogul dintre solist și cor, trăirea mistică și profundă a imaginilor creionate în tabloul în care firea înconjurătoare se prezintă oamenilor. În noaptea de iubire divină, când totul este în liniște și serenitate, cel așezat în iesle răscumpărătorul este mesagerul păcii și al iubirii. Dumnezeu este aici. Partea solistică a acestui minunat corint este susținută cu cantoarea vârstei de vocea caldă și cristalină a tânărului student doctorant Cristian Mihail Paraschiv. Thank you.
Vom încheia această incursiune din zona muzicii internaționale a concertului nostru, prezentându-vă trei lucrări ce au o impresionantă rezonanță spirituală a universalității muzicii religioase, dedicate momentului nașterii Domnului nostru, Iisus Hristos. Duchenne d'Alestelle, compozitor Alfonso Maria de Liguori, transpunerea pentru cor bărbătesc, aparținând preotului lector universitar Dr. Zaharia Matei, iar susținerea solistică este creionată de tânărul tenor Andrei Petru. It Came Upon a Midnight Lyre, de Richard Storrs Willis, susținerea solistică fiind încredințată protodiaconului Silviu Enac. Apoi, arhicunoscutul Colind Noel, de Adolf Adam. Chemarea solemnă și sfântă a acestui cunoscut și îndrăgit colind va fi relevată de soliștii preotul Narcis Pricu și protodiaconul Silviu Gabriel Enac.
Miracolul nașterii Domnului, cel care din fecioară s-a născut pentru noi și pentru a noastră mântuire. Melodicitatea și exuberanța acestei muzici, simplitatea și candoarea redării în discursul muzical, delicatețea expresiei textului contribuie din plin la farmecul inconfundabil caracteristic colindelor religioase românești. Menirea colindei este aceea de a întrupa
frumusețea Domnului Hristos, adică de a transmite celor colindați liturghia unei datii, care este în viață din lucrarea și viața Mântuitorului Iisus Hristos, El însuși prezent în colindă, și astfel, iubirea frumuseții absolute nu ne aparține nouă, ci ne este împărtășită de pruncul Hristos. Astfel, putem spune că următoarele colinde, junii buni colindători, tradițional colind preluat din colecția George Breazu și armonizat de compozitorul Sabin Păuța, aici, în cestor curți de Vinicius Grefiens și, în final, dipticul sus l-a răsărit și s-a născut Domnul Sfântul, al compozitorului contemporan Cosica Andrei, aduc în fața domniilor voastre magistrala contopire a ritmurilor și temelor populare ardelene. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ați receptat concertul nostru și pentru aplauzele oferite, vă urăm ca Sfânta Sărbătoare a Crăciunului să vă aducă bucurie în inimă, belșug în casă, sănătate și succese de plin, rugând pe Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pacea și viața de zi cu zi, să ne lumineze gândurile și inimile în sănătate și liniște sufletească. Asociația Corală Religioasă și Corul Te Deum Laudamus vă urează la mulți și binecuvântați ani! Veselește de Domnul, proglăbi colindători, face vorba mea de mărătate, proglăbi colindători, juri bun colindători, că nimeni la
ceasul, domnule, reci în ceasul, domnule. Reci în ceasul, domnule, reci în ceasul, domnule. Născut mi-au crescut, născut mi-au crescut, lemne, dori, merdau, rei, lemne, dori, merdau, rei, născut mi-au crescut, născut mi-au crescut, doi merdau, rei, doi merdau, rei, lemne, de, Doamnă, să ți-ți-le, Doamnă, să ți-ți-le, lemne, de, vară, floriți-le, lemne, de, vară, floriți-le, Doamnă, să ți-ți-le, vară, floriți-le, lemne,
cântăm.